un conflict interesant acolo, în aur, între oamenii care au ajutat partidul să ajungă în Parlamentul României și cei care cumva au stat în spate și s-au bucurat de aportul celor care au participat la proteste, la evenimente electorale. Diana Șoșoacă a fost dată afară din aur după mai multe incidente, cel mai recent, atunci când a urcat la tribuna Senatului, avea câteva minute la dispoziție, a depășit timpul, i s-a tăiat microfonul și a venit cu teorii conspiraționiste, cu tot felul de acuzații extrem de grave. S-au supărat colegii, printre care Sorin Lavric și Claudiu Târziu, și-au hotărât să o excludă din grupul senatorilor Aur din Parlamentul României. Nu mai este nici membru Aur în acest moment. Diana Șoșoacă, probabil, una dintre... Persoanele ușor de asociat cu aur. Adică dacă te gândești la aur, te gândești, cred eu, în primul rând la Diana Șoșoacă și, sigur, George Simion. Nu cred că sunt prea mulți cei care, atunci când aud Aur, se gândesc la Claudiu târziu sau la Sorin Lavric. După ce Diana Șoșoacă a fost dată afară din Aur, inițial a spus că George Simion este în continuare uh, uh, partenerul său. Uh, uh, în Parlamentul României și că sunt, se îl consideră în, în continuare, îl vede în continuare într-o lumină bună. George Simion a păstrat suspansul și nu a venit cu o declarație imediat. A venit cu o astfel de un astfel de comentariu, o explicație pentru ce s-a întâmplat ieri, într-un video pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook în care ne explică situația cu Diana Șoșoacă. Un caz aparte este al colegei Diana Șoșoacă. Eu i-am propus Dianei să candideze pe listele AUR la Iași și veniseră mulți să îi bage intrigi, să-i șoptească în ureche că nu o vom lăsa să-și ia mandatul în primire și că îi vom pune piedici. Nu a fost cazul? Nu a fost cazul, dar a fost dat afară, nu? Din partid? Nu s-a întâmplat asta? Diana este în Parlamentul României, chiar dacă nu s-a înțeles cu unii sau alții dintre colegi. Va fi în continuare senator al României, independent și, așa cum am susținut-o în aceste luni, pentru că au venit mulți să încerce uh, să mă influențeze pe mine ca să lovească în ea pe inițiativele corecte și în lupta cu grupurile mafiote care luptă ne va găsi împreună, o să o susțin. Da, am văzut cum a susținut-o. Momentul acesta e dificil pentru Aur, așa cum spuneam. Partidul acesta nu poate fi cel mai probabil distrus din exterior sau, în vreun fel, afectat electoral din exterior, se poate doar autodistruge. Iar un prim pas în această direcție s-a întâmplat acum când Diana Șoșoacă a fost dată afară din partid. După ce a ajutat acest partid, cred eu, într-un mod semnificativ, în timpul campaniei electorale și înainte de campanie electorală, să ajungă în Parlamentul României. Pentru că a fost prezentă la acele proteste, oamenii care s-au regăsit în mesajul ei sunt oamenii care au susținut Aur. Sigur că, în acest moment, Diana Șoșoacă poate considera că acest partid a ajuns într-o bună măsură în Parlamentul României și datorită ei. Acum, cei care nu știu, nu și-au dus prea mult aportul în campanie, Claudiu Târziu și Sorin Lavric, au hotărât să o dea afară din partid, dar pentru asta sigur au avut nevoie și de acceptul lui George Simion. Iar acesta spune că o susține în continuare, pentru că vede că sunt foarte mulți susținători ai acestui partid nemulțumiți în acest moment, o susține, da, așa, de la distanță, nu? O susțin pe Diana, dar știți, am dat-o afară din partid. Acesta, acesta este răspunsul cu care vine George Simion după toate întâmplările din ultima perioadă. Iar unii susținători ai partidului par să-i dea dreptate lui, dar și mai mulți din ce am văzut cel puțin în comentarii sunt în continuare de partea Dianei Șoșoacă pentru că ea a fost așa cea mai radicală în campanie și după încheierea campaniei electorale, am văzut George Simion și-a mai temperat mesajul după ce a intrat în Parlamentul României, a încercat să, să fie mai diplomat pe locuri, să nu fie la fel de radical în declarații. Diana Șoșoacă nu a înțeles mesajul acesta, nu a înțeles că asta vor reprezentanții partidului de la ea, șefii partidului, să fie mai temperată și a fost dat afară. Acum, ceea ce încearcă George Simeon să facă, e cumva să oprească hemoragia asta, membrii de partid care pleacă din partid, susținători ai partidului, care sunt acum împotriva actualei conduceri, pentru că au eliminat-o pe eroina lor, favorita lor, Diana Șoșoacă, regina a teoriilor conspiraționiste și al scandalurilor, în general, în România, cea care a luptat împotriva măștilor, luptă acum împotriva vaccinurilor și a ocultei, nu? Că asta e de fapt problema. Aur vrea să fie luat în serios și se dezice în acest moment de Diana Șoșoacă. Iar ceea ce face George Simion e joacă cumva în ambele tabere. Pe de o parte o susține, zice el, pe Diana Șoșoacă, de cealaltă parte o dă afară pe Diana Șoșoacă din partid, și uh, cumva temperează, administrează uh, într-un alt fel mesajul cu care partidul vine în public. Aceeași ideologie, același program, dar uh, o altă abordare de la acest partid. Diana așa că pare să înțeleagă ce se întâmplă în acest moment și uh, are o altă părere acum despre George Simion. În intervenția pe care ați avut-o la mine în emisiune, spuneați că George, cum îi spuneți noastră domnului Simion, e băiat bun și că nu are nicio legătură cu uh, în urma care a fost exclusă din grupul parlamentar al AUR. Păi de atunci am mai trecut o zi și am văzut o înregistrare și am mai vorbit și eu cu niște membri AUR care mi-au spus că tot ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat cu aprobarea lui George Simion. George mi-a scris dimineață foarte multe mesaje mi-a scris și azi noapte pe la 3 uh, și că ar fi trebuit să ne vedem, că mă roagă să ne vedem că trebuie să terminăm toată nebunia că fierbe bă, fierbă oamenii, păi zic e vina mea e vina voastră, nu este a mea cu mine n-ai discutat astfel de lucruri uh, și... da, înțelege că pentru că ea să fie dată afară din partid, din grupul, de fapt din grupul senatorilor Aur din Parlamentul României, era nevoie și de acceptul lui George Simion, Iar acceptul se pare a venit, Diana Șoșoacă nu mai face parte din Aur în acest moment. Și de aici începe războiul intern în acest partid, între poate câțiva membri care sunt de partea Diana Șoșoacă, și, și mai mulți susținători ai partidului care acum sunt, nu știu așa, în... cumva puși în această ipostază în care trebuie să se hotărească de partea cui sunt. De partea lui Claudiu Târziu sau de partea Dianei Șoșoacă. În acest moment, dificil pentru un partid încă tânăr, care da, a obținut un scor surprinzător la legile parlamentare, care are potențial de creștere în continuare, cu acest uh, mesaj mai că ce s-a întâmpl întâmplat cumva cu Diana Șoșoacă în Aur e poate fi ușor uh, asemănată situația cu Donald Trump în Statele Unite. Mai că Donald Trump are în continuare foarte mulți susținători în Partidul Republican și prea puțini oameni care sunt dispuși acum să-l trădeze pe el cumva public ceea ce poate că au realizat și oamenii din aur pentru că știu că sunt atenți la ceea ce se întâmplă în America, iar Claudiu Trâziu spunea că Donald Trump e un model pentru aur a înțeles acum, poate că dacă Diana Șoșoacă va rămâne în partid și popularitatea ei va crește din ce în ce mai mult va deveni la un moment dat prea puternică dacă nu s-a întâmplat cumva deja lucrul acesta prea puternică și nu se vor mai putea dezice vreodată de ea va fi ea cea care îi va conduce pe ei, ea va fi cea care va lua deciziile în partid. Și astfel și-au dat seama în acest moment că dacă vor să scape de ea, ăsta e cel mai bun moment, nu în apropierea alegerilor care vor avea loc în 2024, nu? Atunci era deja prea târziu. Acum sunt oamenii aceștia confortabili acolo, stau confortabil în Parlament, nu trebuie să se gândească la alegeri prea curând și au rupt acum legătura pe care o aveau cu Diana Șoșoacă. E ca și cum antrenezi un câine de luptă și apoi ești șocat când acel câine de luptă nu te mai ascultă și poate la un moment dat te atacă chiar pe tine. Asta li se întâmplă acum oamenilor din conducerea acestui partid aur, partid de extremă dreapta care s-a identificat cu Diana Șoșoacă, adică foarte mulți dintre susținători, mesajul partidului sunt exact pe aceeași lungime de unde cu Diana Șoșoacă. Dar acum, oamenii aceștia mari, gânditori ai partidului, vor să se... De fapt, au făcut-o deja. Se dezic de Diana Șoșoacă și de felul în care abordează această problemă. Când, de fapt, mesajul lor e poate chiar mai periculos, numai că Alex o fac așa, nu știu, printr-o altă abordare, poate mai civilizat, cu tonul așa mai jos, mai temperat, dar măsurile pe care le propun ei viziunea lor de țară e aceeași pe care o știam de la început, deși sigur se vorbește despre înțelegeri care ar putea exista acum între aur și alte partide. Hai să vedem dacă se materi materializează aceste înțelegeri. Așadar, divorțul este oficial între Diana Șoșoacă și Aur, între Diana Șoșoacă și George Simion.